Ce au în comun sculpturile lui Brâncuș, Peștera Muierii, Transalpina și Biserica de la Densuș? Un minunat traseu de weekend pe care vă invităm să-l urmăriți. Haideți să descoperiți România via Vens! Bun venit la Târgu Jiu, orașul lui Brâncuș, cel care a făcut piatra să cânte pentru omenire. Porniți la pas spre Parcul Central, care găzduiește cel mai important obiectiv turistic al orașului, și anume ansamblul sculptural și ansamblul monumental Calea Eroilor. Acestea reprezintă un omagiu adus eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial și este compus din Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Infinitului sau Coloana Fără Sfârșit. Pentru a-l înțelege mai bine pe Brâncuș, vă recomandăm și o vizită la Hobița, locul de naștere a faimosului sculptor, situat nu departe de Târgu Jiu, la aproximativ 24 de kilometri. În Hobița, la tot pasul, Brâncuș a avut repere pentru meseria sa de o viață, de la casele frumos împodobite, la biserica veche de lemn și cimitirul satului cu troițele și crucile înflorate. Casa memorială este muzeu județean și monument de arhitectură populară. Colecția muzeului cuprinde fotografii, albume, documente, cărți, scrisori, care reflectă momente din viața și activitatea lui Constantin Brâncuș. Părăsim cu melancolie locurile lui Brâncuș și ne îndreptăm spre meleaguri mioritice, înspre Novaci. Veche așezare pastorală oltenească de la poalele masivului Parâng, Novaci este un veritabil muzeu al satului tradițional românesc. Casele gorjene cu cerdac și gospodăriile gencetate se îmbin armonios cu natura locului. Dintre obiectivele turistice din Novaci amintim biserica din lemn cu hramul Sfântul Dumitru, biserica din zid construită în 1936, rezervația Parâng Novaci, pădurea demolit și cea de fac de la Macaria sau Transalpina sau Drumul Regelui, cea mai înaltă și mai pitorească șosea din România. Următoarea oprire o facem la Peștera Muierii, sculptată în calcarele mezozoice de pe marginea sudică a masivului Parâng de către râul Galbenul. În timpuri străvechi, peștera a adăpostit în timpul războaielor copii și femei, de unde i-a rămas și numele. Este prima peșteră electrificată din România. Ne continuăm drumul și ajungem la Mănăstirea Polovragi, dar și la Peștera Polovragi din apropiere. Se spune că Zalmoxe ar fi locuit în această peșteră. O piatră în formă de tron este denumită astăzi Scaunul lui Zalmoxe. Părăsim meleagurile gorjene și ne îndreptăm spre casă. Dacă traseul nostru este prin Țara Hațegului, este musai o oprire la Densuș, unde se află una dintre cele mai vechi biserici de piatră din țară. Cu o înfățișare stranie, biserica este construită din plăci de piatră provenită din Ulpia Traiana Sarmisegetuza, capitala Daciei Romane. Dacă te-au convins poveștile acestor locuri, te invităm să descoperi și alte locuri deosebite din România, pentru că frumusețea nu este doar în ochii privitorului. Descoperă România via Vens!